Moldoveanul Ilian Novikov a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere la Cupa Burgas din Bulgaria. Ilia Novikov a cucerit medalia de argint la Cupa Burgas din Bulgaria. Cursa a avut un traseu de 72 de kilometri destinat sprinterilor. De menționat că Ilia este discipolul școlii sportive de ciclism din Chișinău. În total, 9 cicliști și doi antrenori au plecat în Bulgaria pentru a participa la o tabără de antrenamente și competiții în perioada 13-26 aprilie.